cum cred că voi pune acolo masa, că vântul bate din partea asta. Da, baby. Noi la ce gătim? Ce? Pe ce gătim? Cum pe ce gătim? Nu cred așa ceva. Salut și bine v-am găsit la un nou episod de un pic de overlanding. Stat cu cortul. Deci gătești tu? Nu gătesc eu. O să gătești tu. Da, ce faci acolo? Da, uite, fur lemne de la bunici. Perfect! Pornim. Aici nu filmez motivul pentru care am făcut acea improvizație acolo sus, cu chingile mele de sac de gunoi. Cea mai confortabilă poziție. Ai cuplat fața! Stai un pic, stai că te-ai dus în poartă! Pentru că ne aflăm într-o perioadă în care trebuie să stăm cu minți și să nu ne îndepărtăm foarte mult de casă și să nu ne aventurăm pe cine știe ce văi și păduri neumblate, am decis în acest episod să venim în grădina bunicilor. Nu știu cât de bine stați la geografie sau câți dintre voi ați auzit de Gioagiu Băi. Acolo-i Gioagiu Băi. Flowing like a river alongside the remnants of my soul. I'm strung out in the heartland alone.
Iar aici unde ne aflăm este în grădina bunicilor, satul se numește Renghet. Și am zis că ieșim așa frumos pe lângă casă, Renghet Hunedoara. Asta a fost dorința mea, pentru că mie îmi place foarte mult peisajul de aici. După cum puteți vedea și o să mai vedeți astăzi, o să ne prind de la un moment dat o mică ploicică, dar pe lângă asta am vrut o zonă unde să fie mai cald. Pentru că prietenii noștri, așa cum vedeți în imaginea asta, au prins o vreme nu tocmai bună și noi am fi putut să fim cu ei. Aș vrea totuși o zonă mai călduroasă și de suflet și am venit aici. Damn this restless labor, it's a blessing and a curse. I work all day, turn all night, just to hide you from my hurt. At the end of my road, I got nothing left to show. Oh no, I'm strung out in the heart. De suflet pentru Ana. Pentru mine nu e tocmai de suflet, pentru că aici, pe terenurile astea, nu pot spune că mi-am rupt spatele de la 6 ani, stând cu furca în spate și cărând fân. Nu spun asta, dar mi-e drag locul, dar tot timpul am amintirii de muncă, multă muncă pe terenurile astea. Nu credeam că o să ajung vreodată să stau de plăcere sau cu cortul. Ți-am zis că de unde fugeam. Probabil tu n-ai mai văzut partea frumoasă. Da. Așa că nu mai întindem cu poveștile, pentru că deja este aproape 6 seara. Desfacem rapid tot echipamentul, cort, umbrar, cabină de duș, tot. Facem un pic de curat, că am crescut spinii de când am ajuns ultima dată. Și ne apucăm de gătit. Să vedem care este rețeta mea secretă. Nu e secretă, e secretă chiar și pentru mine, de fapt. Pentru că n-am mai gătit niciodată așa ceva. You love it when nobody's around. I wanna call out. Downtown, but you bite my lip, don't make a sound. I'll be damned if I'm leaving without you. O să treacă și totul o să fie perfect. Oricum, cred că voi pune acolo masa, că vântul bate din partea asta. Da, baby. Noi la ce gătim? Ce? Pe ce gătim? Cum pe ce gătim? Nu cred așa ceva.
bineînțeles, produsele noastre le puteți achiziționa de pe www.transuman4x4.ro. Cred că colaboratorii noștri de la Butan Gaz ne-au dăruit o butelie de 8 litri care a rămas acasă. Kiwi s-a panicat deja și a început să mănânce altele. Zic eu, am butelia mea de cafea. Dar asta e doar pentru cafeaua mea de dimineață, pe care probabil nu voi mai apuca să beau. Dar care vom încălzi în această seară, supă cremă de legume, meniul zilei. Și mazăre cu piept de pui. După care aș risca, sinceră să fiu, să văd cât gaz mai rămâne. Ce mănânci acolo, iubitul? Să vedem cât gaz mai rămâne ca să facă kiwi clătite. Fără gluten. Dăm și mie o gură din melcișorul de Kaufland. Few hours later. Ia zi-mi ce s-a întâmplat în aceste 4 ore. În toate aceste 4 ore am fost ușor deprimată, depresată. Am butelia mea mică pentru cafea, dar care e pe golite, nu avem ce să facem cu ea, însă kiwi a venit cu o idee. Eu? Da, hai să ne uităm la apus. N-ai compoziție, dă-mi mie să-ți arăt eu apus. Nu știe să filmeze. Nu, nu. Zi. Mâncăm înainte să mâncăm. De cuțitul aici, cuțitul. Și ne-a venit o idee, dacă tot am furat de la bunica lemne. Nu mi-a venit nicio idee. Nu? Ție ți-a venit o idee. O, nu știu dacă e și aplicabilă. Noi avem teoretic plita de fontă pe care o putem pune pe post de aragaz sub foc de lemne. Nu știu dacă funcționează. Adică n-am vrea să punem direct tigaia, wok-ul pe foc ca să nu-i stricăm mânerul și să nu-l distrugem. Vedem dacă funcționează. Dar prima dată începem cu mâncare înainte de mâncare. Prapusenii, urmează săptămâna viitoare, iar până când vedeți clipul ăsta, noi probabil am fi fost deja sau suntem acolo. Acum, în timp ce te uiți tu, noi undeva troliem pe ceva vale. Servus! Schimbare de planuri, că ai zis că vom găti pe plită. Și ce gătim pe plită? Exact. Decizii, decizii. Atunci începem direct cu desertul clătite. Ideea e că mai trebuia să fie... chili con carne. Kiwi trebuia să ne gătească astăzi chili con carne. Ați zice că intenționat am sabotat acest episod, să uit butelia acasă. Tocmai butelia, adică cam principala sculă de care depindeam. Așa că nu avem pe ce să gătim. Pe foc ne-ar lua foarte mult și nu numai că ne-ar lua mult, dar și cred că ne ia mai mult pe aragaz. Dar riscăm să ne sabotăm propriile ustensile și atunci am zis că nu. Nu ne riscăm să facem treaba asta și poate gătim la următorul. Poate îmi fac eu mai mult curaj. Nu poate, sigur gătim la următorul. Dar așa până atunci că... am zis că tigaia, nu vrem să sacrificăm nici tigaia de... clătite, așa că o vom pune pe această plită peste micuța vatră făcută aici în pământ. Focul ăsta o ia, teoretic lemnele uscate. Și între timp eu o să vă arăt unde sunteți voi, urmăritorii noștri, poziționați. Este un suport de telefon Overlander. Îl găsiți la noi pe site. Este 250 de lei la accesorii de overlanding. Bun. Și până atunci să mă apuc de maglavaiți. Exact. Și eu o să iau aduc. Și pe urmăritorii noștri
și camera și venim acolo. Mergem acolo? Da. Ok. No, hai până începe focul. Surcele ai zis, așa-i? Toată lumea la Maglavais. Ce mare-i. Ce mare-i. E frumos, stai să nu-l speriem. Da, cât animalul e. Zic că a venit vulpea după noi. Du-te, mă, că e mai mic decât ăla pe care l-a crescut maica mea. No, e mare ăsta, mă. Cum îl chema Apogo? Pogo. Are și un Pogo. Hai, mă, ieși afară să te vedem. Da, o să-l căsperiem, hai. Bine, hai de înapoi la treabă. Faci laptopul? Îmi place să-l filmez, că văd că nu mă dau indicații. Să se înțeleagă un pic despre ce e vorba, filmez acum și telefonul, că suntem și live pe YouTube și atunci s-ar putea să ne repetăm în anumite discuții. De ce suntem aici? Nu, unde suntem? Scuză-mă. Suntem la Renghiet, care vine undeva pe lângă Orăștie, Deva. Și aici mi-am dorit eu tare mult să vin, pentru că nu am vrut să am parte de frig. Și am vrut să, nu când ajung la locul de campare, să caut repede geacă, mănuși, să nu mai știu de sufletul meu. Și Chibi m-a întrebat unde vreau să mergem și i-am spus că aici și suntem exact pe unul dintre terenurile grădinii bunicilor lui Chibi. Da, încet cu puțin, cu puțin. Nu ți-am zis că am cumpărat și am luat mâncare prin Gringo cu o zi înainte să venim. Și din toată lista aia mi-a apărut că nu avem făină, că n-a găsit făină fără gluten. Piesa numărul 1, făină fără gluten. Deși astăzi am mâncat cu gluten, da? Făina e fără gluten. De ce stăiți? Pentru ce este recomandată făina aceasta? Pentru pizza, paste, și pâine, pâine, cake and dishes, pizza, cookies. Adică toate. Ce mai citești? Dar nu zice nimic de clătite. Da, sigur. Especially pancakes. Nu vrei să ne spui ce faci acolo? Ba da, cum să nu? Desertul preferat al iubitei mele. Dar nu, ce faci cu cola peste făină? A, da, pentru că nu avem lapte. Nu, stai, în mod normal se pune apă, nu, se pune lapte, care îi dă un pic gustul dulce. Ai zis lapte sau apă? Lapte. Așa. Care îi dă gustul dulce și se pune și apă minerală. Bă, dar chiar foarte puțin iese. Tu o clătite mergi unii, numai eu. Și eu nu? Așa. Tu mănânci Eugenii. Nu-mi spuneți voi mie că în Carrefour, în hipermarketul Carrefour, omul ăsta nu a găsit nici cum făină fără gluten. Bun, păi să sperăm că ne ajunge. Ai pus... Acum punem și... Și ulei, și ou, și... Ulei? De unde ulei? Păi nu l-am scos, dar avem. Da? Păi că avem de toate. Nu, și nu mi-am locuit produsul cu nimica și sincer o să fiu, am luat cumpărăturile alea ca să mi-aducă făină. De cele mai multe ori așa am pățit. Când am avut, ce știu eu, nevoie de ceva, acel ceva n-a venit. Deja e un pic cam diluat. Nu mai apa la o parte. S-ar putea să se mai, adică dacă o lași, că făina fără gluten e un pic mai dificilă decât făina normală. Ca bicarbonat. Hopa! Aici. Mm.
câte trei. Nu avem de ales, adică. Dacă nu e, ai putea să te apuci de chili con carne. Și punem zahăr. Bun. Hai să facem un pic de curățenie la locul de muncă. Așa. A zis că face curățenie la locul de muncă. Dar după cum prea bine vedeți, nu pot să dau zoom pe șervețelul ăla care a rămas acolo. Bun, și acum să vedem cum improvizăm un aragaz. Hai. Fără să distrugem, unde-i tigaia? Ce tip? Uite aici e tigaia. Se vede tigaia, uite ce e tigaia. Ta-ra! Ce ai făcut tu acolo? Sperăm că a făcut o protecție pentru... Pentru tigaie? Tigaie. Eu zic că o să meargă. Eu zic că va dura o veșnicie. Să nu... mânerele astea cred că-s din nebunită, nu? Dacă nu mă înșel. Deci n-ar trebui să ardă atât de repede. Pentru că dacă am fi avut la noi butelia colaboratorilor noștri de la Butangaz... Vine mă focul ăsta. Acum 2 minute trebuia să suflu pe el. Faci clătite flambate? Da. Da, am impresia că tigaia chiar nu-i caldă. Păi hai să facem experimentul la mică. Sună bine. Da, da. Bă, dar e lucru manual aici, ce fac eu. Văd. O încerc pe toate părțile. Ha. După ce întorci pe doamna. Da, nu reușesc. A, și asta e, da, nu e încinsă. Tigaia, nu e încinsă, da. Tigaia? Eu sunt sigură că-s bune, doar că cele mai chinuite. Nu! Oh, am crezut că am pierdut clătite. Astea sunt clătite afumate, așa se numesc. Îți dai seama ce fain ar fi și chili con carne? Păi că mai avem timp să facem. Îmi faci o prezentare? Ta-da! Și te rog să fluturi o clătită să se vadă textura. Ce să fie transpirat și cât e de tare. S-a pus să iei un cuțit. Și? Ce s-a făcut? Unici cu Nutella. Da, deci poți să cânti la ea. Pe Sony nu s-a văzut, poți să cânti și nu, cu cealaltă. Nu, poți să cânti și cu asta alte. E așa, cu tentativă de pancake, de America. Un cuțit s-aduc, un cuțit. Da. Păi? Da, poți să asemrec. Sexy clătita. Asta ba. Vreau eu, asta vreau eu. Thank you.
Scurt și la obiect și relaxant pentru noi. Pentru mine foarte relaxant. Kiwi tot zice că sunt antisocială. Mereu când ajungem într-un loc, dau oare la unde, îi dau oare la unde, dau oare la poate să vină, dau oare... Da, mă plictisesc neavând o gașcă de prieteni cu care să putem povesti multe chestii. Nu poate să-și țină mintea liniștită. Mi-e foarte liniștită, tocmai de-aia am nevoie să... De-aia ai nevoie de mine. Minte foarte liniștit. Dacă ați încercat și voi acasă sau oriunde altundeva clătite cu cola, vă rugăm să ne lăsați în comentarii cum au fost, dacă au fost moi, dacă au conținut elastan în ele. Clătitele lui Kiwi au fost foarte bune. Au un ușor iz de cola, dar doar dacă te gândești. N-ai și un mai mare iz de afumătură. Cola. Hai că au fost bune, au fost super bune. Da, mâncai clătite și te gândeai la o ceafă. Ne puteți susține pe YouTube devenind membru sau pe Patreon. Iar până data viitoare, nu uitați like, share and subscribe.